Din capitolul 11 al Evangheliei după Ioan înțelegem de ce Iisus este un lider convingător și învingător. Pentru că are putere asupra morții. Dacă ți-ai pus întrebări și probleme existențiale, gen ce este moartea, există viață după moarte, pot să decid unde îmi voi petrece veșnicia? E, Biblia îți oferă niște răspunsuri care au legătură cu Iisus. Dacă te încrezi în El ca mântuitor și domn personal, vei avea parte de o sumedenie de beneficii extraordinare, dintre care cel mai mare este darul vieții veșnice. Are Iisus un cuvânt de spus în ce privește moartea noastră? Ca să răspundă, Evanghelia lui Ioan ne invită în casa bunilor săi prieteni, Maria, Marta și Lazar, care erau frați. Surorile tocmai trimiseseră lui Iisus mesaj că fratele lor era grav bolnav. Dar în mod surprinzător, Iisus întârzie deliberat plecarea spre Betania, până când a aflat că Lazar murise. Domnul lăsase din adins să se întâmple asta, pentru că intenția lui era nu să-l vindece, ci să-l învie pe Lazar. Pentru credincios, moartea înseamnă separare. Trupul încetează să funcționeze, dar sufletul celui ce s-a încrezut în Iisus merge să fie cu Domnul. Părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul, scrie Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 8. Mântuit sau pierdut, toți avem de-a face cu veșnicia. Mulți cred că moartea înseamnă dispariție, dar să știți că nu asta spune Biblia. Când au ajuns în Betania Iisus și ucenicii, 4 zile după moartea lui Lazar, primele cuvinte pe care le-au adresat cele două surori cu inimi frânte de durere au fost: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Asta arată o credință frumoasă în puterea lui Iisus, dar nu una care să aibă puterea asupra morții. Marta credea în înviere și că odată îl va vedea din nou pe fratele ei. Dar Iisus i-a spus: Eu sunt învierea și viața. Citiți asta în versetul 25. Dacă vrei să știi cum se simte Dumnezeu la moartea preiubiților lui, privește-l pe Iisus cum ia parte la jalea surorilor și a celor ce îl plângeau pe Lazar. Cei ce l-au văzut credeau că Iisus plângea pentru că îl iubise pe Lazar. În realitate, Iisus plângea pentru vii morți care îl boceau pe Lazar. S-au dus la peștera unde puseseră trupul mort și Domnul le-a cerut să dea piatra la o parte. Și după ce s-a rugat, Domnul a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și Lazar a apărut în gura peșterii, cum citim în versetul 44, cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. În urma acestui miracol, mulți au crezut în Iisus, dar alții l-au părât fariseilor. De aceea, învierea lui Lazar a marcat sfârșitul lucrării publice a lui Iisus. Din acea zi încolo, fariseii vor conspira neîntrerupt căutând să le elimine. Se temeau că învățăturile și mai ales miracolele sale vor stârni o revoluție. Frica îi împiedica să creadă. Același este motivul pentru care și astăzi mulți fug de Iisus. Este incredibil cum poate deveni mărul discordiei un aspect atât de măreț precum puterea și autoritatea lui Iisus asupra morții. Dacă veți fi cu noi și data viitoare, e semn că vreți să-i rămâneți alături lui Iisus și în ultimele sale ceasuri dinainte de